Proiectul privind refacerea podului de la Grădiștea, precum și alte probleme din județul Giurgiu, se pot materializa. Și asta datorită inițiativei deputatului de Giurgiu, Nicolae Florian, de a aduce la Giurgiu Comisia pentru Politică Economică, Reformă și Privatizare. Vă mulțumim pentru atenția cu care priviți această dezbatere împreună cu Comisia pentru Politică Economică, Reformă și Privatizare din cadrul Camerei Deputaților. Mulțumesc foarte mult președintelui Comisiei, domnului Mihai Tudose, pentru eforturile pe care le-a făcut să vină cu Comisia în teritoriu pentru o dezbatere cu dumneavoastră, cu Giurgiu. Le urăm bun venit în Giurgiu. Mulțumesc de asemenea tuturor reprezentanților autorităților județene și locale, instituțiilor publice cu atribuții în guvernanța economică și financiară, mediului de afaceri. Prezenți la Giurgiu într-o vizită de lucru, membrii Comisiei pentru Politică Economică, Reformă și Privatizare au aflat problemele cu care se confruntă județul și municipiul Giurgiu de câțiva ani. Cele mai importante probleme ridicate în dezbaterea desfășurată la sediul cabinetului parlamentar al deputatului Nicolae Florian au vizat trecerea terenului aferent Vămii Giurgiu în administrarea primăriei, dar și refacerea podului de la Grădiștea. Mihai Tudose, președintele Comisiei pentru Politică Economică, Reformă și Privatizare, a dat asigurări că se va implica să găsească o cale de rezolvare pentru toate aceste probleme. Vreau să vă destăinui că suntem aici nu neapărat datorită bunăvoinței noastre, fiindcă suntem la servici, de asta suntem plătiți, dar insistenței cu care domnul deputat Nicolae Florian, colegul nostru, a insistat de 6 luni să venim la Giurgiu. Ca să pun ceva și în dreptul nostru de bine, n-a fost nevoie să insiste foarte mult pentru da, da a fost din prima, și s-au tot suprapus tot felul de evenimente la noi care ne-au făcut să amânăm această vizită. E departe de a fi o intrare în țară care să ne facă cinste. Și Vama, punctul Vama al Catare, și infrastructura de la ea către București. Asta am spus, parte de infrastructură care se semene la infrastructură. Vezi perfectă dreptate. Da. Spuneți-ne și nouă, cam pe unde se blochează chestia aia, că poate mai vin colegii noștri din guvern pe la Parlament și îi ajutăm să-și aducă aminte, nu de alta. Că eu sunt convins că ei doresc să o facă, dar uita de ea. Ca să nu zic altfel. Din discuțiile purtate între autoritățile locale, județene și parlamentarii din comisie, nu a lipsit construcția unei șosele de legătură între DN5 și Vamă pentru preluarea traficului greu. Mai mult a fost dezbătută și problema trecerii unor terenuri și imobile dezafectate de la unele ministere la primărie. Toți cei prezenți la dezbatere au salutat inițiativa deputatului Nicolae Florian, prima de acest gen în Giurgiu, și au scos în evidență necesitatea cunoașterii de către membrii unei comisii de specialitate realitățile economice, administrative și financiare ale județului și municipiului Giurgiu.